moment controversat la România au talent, Andra a desfințat o cântăreață cu o voce impecabilă. Ce a deranjat-o, o tânără artistă cu o voce foarte bună, așa cum au recunoscut toți membrii juriului, a fost respinsă și criticată. Iată motivele. Irimia Eliza Andreea, 19 ani, este student în Galați și cântă la evenimente. A participat la zeci de concursuri muzicale, după cum a dezvăluit, iar cariera la care visează este una muzicală am venit aici ca să ajung în inimile oamenilor și în primul rând în cele ale membrilor juriului. Și să transmit emoțiile pe care le simt. Mi-am dorit de mult să ajung pe scena România au talent. Merg cu capul sus. A spus ea înainte de a urca pe scenă. Melodia pe care a ales-o Iputa Speloniu este una dificilă, însă, deși au căzut de acord că are mult potențial, interpretarea ei nu a fost pe placul Andrei și al lui Mihai Bobonete. Cu toate acestea, tânăra a ridicat publicul în picioare. Românii au talent, ce a spus juriul. Andreea, ai o voce foarte frumoasă. Dar trebuie să înveți să oferi cât trebuie, nu să dai totul dintr-o dată. Pentru mine a fost prea mult. Îmi pare rău pentru că, la ce aptitudini ai, chiar nu a fost o prestație așa cum trebuia. E nedrept ce se întâmplă acum. Practic, tu cânți foarte bine, dar dând prea mult nu a fost ce trebuie i-a spus Andra. Câteodată, aptitudinile și talentul nu sunt de ajuns pentru un astfel de show, trebuie ca momentul să-ți iasă bine. Noi vedem că ai voce, ai forță, ai tot ce-ți trebuie, dar dacă momentul nu ți-a ieșit bine, noi trebuie să judecăm asta, a spus Bobonete. Andy Moisescu a apreciat vocea tinerei și a dat un da. Vocea e impecabilă, talentul tău este indiscutabil. Bucură-ne exact așa cum te bucuri tu când cânți de la mine ai un da, i-a spus acesta. Un da obținut și de la Dragoș Bucur. Urăsc momentele astea. E ciudat să spun nu pentru că ai o super voce. În același timp, nu-i corect față de cei care au venit și s-au prezentat impecabil. Poate răspunsul meu te va face mai atentă la următoarele prestații. E un nu din partea mea, a comentat Andra. Același vot a venit din partea lui Bobonete, iar concurenta, care nu a mers în etapa următoare, nu s-a putut opri din plâns în culise. Sunt foarte dezamăgită, nu mă așteptam. Eu n-am putut în mie, chiar mi-a spart urechea. Nu mi-a sunat bine de la început până la capăt, a mai spus Bobonete după ce cântăreața a părăsit scena. A fost cea mai obositoare interpretare pe care eu am auzit-o, a spus Andra. Smilei a comentat și el momentul cu Andra. Fata asta a venit și a zis, să vezi ce rup. Avea o voce spectaculoasă, doar că a țipat rău. E vorba de stil, de măsură, de bun simț artistic. Dacă nu l-ai, ai numai de pierdut. Dacă nu înțelegi, înseamnă că ești mult prea plin de tine ca să mergi mai departe, a încheiat el.